Eu sunt Miremi și mă bucur tare mult să fiu încă o dată alături de voi, de data aceasta sub un format ușor mai diferit. În timp ce realizez acest video, de fapt, eu sunt live pe Twitch, unde te aștept și pe tine în fiecare seară, începând aproximativ cu ora 8, dar îți voi lăsa toate detaliile jos în căsuța de descriere. În urmă cu 6 ani am postat un video care v-a plăcut super mult, și anume unul în care v-am arătat cum să faceți box braids. Și pentru că a trecut mult timp și pentru că vreau să încerc ceva similar, pentru că nu o să fie exact la fel, ceva similar din nou, de data aceasta vom realiza boho gotnes braids, sper că îi spun bine, și pentru că requiere de un proces foarte lung, m-am hotărât să fac asta pe Twitch, în timp ce vorbesc cu oamenii, în timp ce discutăm, în timp ce râdem, ne uităm la videouri, dar cu siguranță o să vă arăt pas cu pas acest tutorial ca să-l puteți realiza și voi acasă. Și ca să puteți realiza această coafură acasă, aveți nevoie în special de aceste două materiale, și anume de canecalon, este un păr sintetic, care vine așa, în două moduri. Cel ușor creponat și acesta care este ondulat. Cred că am fost foarte optimistă, crezând că voi termina această coafură pe stream. Spoiler alert, nu s-a întâmplat, însă am păstrat prima parte în care vă arăt că încep să-mi selecționez părul. Una dintre cele mai importante lucruri la această coafură e tocmai această parte în care selecționăm părul, însă e foarte greu de arătat sau explicat prin cuvinte, așa că mai încolo în video voi adăuga câteva ilustrații în care vă arăt cum am făcut-o eu. Și ajungem în dimineața următoare. După cum puteți vedea, asta e tot ce am reușit să fac în 4 ore de stream, dar e momentul cel mai potrivit pentru că acum vă pot arăta și cum realizez împletitura propriu-zis. Pentru că am început să ajung în partea din față și acum vă pot arăta mult mai ușor. Încep prin a face o selecție de păr. Acum rămâne latitudinea voastră cât de mari vreți să fie împletiturile sau cât de mici. Ale mele sunt, să zic așa, medii spre mici față de cum se fac de obicei, dar îmi plac mai mult. Iar cu spumă de păr voi delimita acea porțiune. Voi încerca să fac toate firicelele mici de păr, toate baby hairs, să rămână prinse în selecția dorită. De altfel, poate să fie foarte inconfortabil, chiar să doară în momentul în care stăm cu împletiturile, pentru că se vor smulge firele de păr. Îmi iau bucățica de canecalon pe care deja am împărțit-o, după cum puteți observa acolo în spate, o împart în două sau mă asigur că este exact în două, iar șuvița mea de păr o trec printre cele două șuvițe de canecalon. Încerc să o strâng și să o prind cât se poate de aproape de rădăcină și încep să împletesc normal, o împletitură normală, ca și cum ar fi părul meu. Fac asta de câteva ori, iar apoi iau din șuvițele de canecalon câte o bucățică mică pe care le adaug la șuvița mea de păr. În modul acesta mă asigur că șuvița de canecalon nu va pica din împletitură sau nu se va lăsa și va rămâne exact la loc pentru cât timp vreau sau am nevoie de această coafură. Însă diferența între boho braids față de box braids sunt tocmai aceste șuvițe ondulate de păr pe care le adaug în timp ce împletesc. Iau o șuviță de păr, din nou am împărțit-o înainte ca să-mi fie mai ușor și o adaug la împletitură. Jumătate o las sau o pun undeva ca să nu mă deranjeze, iar cu cealaltă jumătate încep să împletesc la fel ca în imagini. Fac asta o bucățică destul de mare de păr, nu exagerat de lungă, și e momentul să scot și cealaltă părticică de păr ondulat afară și să continui să împletesc normal ce mi-a mai rămas din părul meu natural și canecalon. Iar capătul îl prind cu un elastic. Nu știu dacă am fost foarte bună explicând acest proces, dar cred că se poate observa foarte bine în imagini.
Și practic aceștia sunt pașii pe care îi repetăm din nou și din nou și din nou până completăm întreaga coafură sau până ne folosim de absolut tot părul pe care îl avem în cap. Vă las să mai vedeți încă o dată sau de mai multe ori procesul fără prea multe explicații pe fundal, ca să mă asigur că se vede foarte bine cum se realizează împletiturile. Dacă rămân firicele de canecalon mai lungi, le tai fără nicio frică cu foarfeca, nu este părul meu, pa mai mult, sunt foarte nervante acele firicele de păr, te încurcă, le-am pletit, se încâlcesc, așa că vă recomand și vouă, fără niciun stres, fără nicio grijă, să tăiați toate acele firicele care vă deranjează. Și am ajuns la ziua 3 de împletit. Însă cred că acum este un moment bun să vă arăt și să încerc să vă explic cât pot eu de bine modul în care eu mi-am împărțit părul pentru această coafură. Nu zic că este varianta cea mai corectă sau cea mai bună, poate sunt altele mult mai bune, însă este cea mai ușoară pentru mine și cea care a dat rezultat. Am pornit de la ideea că îmi voi împărți părul în 3 selecții mari. Prima selecție, cea pe care vă arăt cu roz în ilustrație, este selecția din spate, care începe undeva mai sus de urechi, din față până în spate. Apoi a doua selecție, cea cu albastru, pe aceasta am început-o undeva din spatele urechii, cu aproximație până sus, unde se termină cărarea noastră. Iar ultima parte, cea ilustrată cu galben, este cea mai rămas, practic partea din față, cea care conține și bretonul, etc. Desigur că aceste 3 selecții mari vin împărțite la rândul lor. Și pentru asta nu am o matematică exactă, nu vă pot spune câte împletituri a intrat în fiecare selecție. Ceea ce am făcut eu a fost să realizez cărări drepte, cât se poate de paralele, iar apoi pe acestea din nou în selecții mici, care se vor transforma mai apoi în împletitura propriu-zis. Și fac asta atât în partea din spate, în prima selecție, cât și în a doua și, desigur, și în partea din față. Partea din față consider că este probabil cea mai importantă, dar este și cea mai ușoară pentru că avem mult mai mult control, ne putem vedea, etc.
Însă vă recomand să aveți pe cineva lângă voi pe care să mai întrebați dacă ați făcut o cărare dreaptă sau chiar să cereți ajutor, pentru că în partea din spate este destul de complicat, mai ales de unul singur, așa că nu strică să avem pe cineva pe care să ne bizuim. Și gata! În sfârșit! Vin cu rezultatul final. Sincer, îl ador, îmi place super mult, am foarte mult păr. E și foarte lung și am tuns bine din el. Deci îmi place super, super, super mult. Și cred că au meritat cele 3 zile în care am stat să-mi împletez părul. Așa că sfat, în caz că vreți să realizați și voi această coafură, vă recomand să vă luați un timp bun înainte să le faceți. Nu știu cum să mă exprim. Ideea este că mie mi-a luat undeva la 3 zile, dar trebuie să recunosc că nu am lucrat gen doar pe ele. Am început în seara aceea pe stream, am făcut undeva până la jumătate în partea din spate, apoi în următoarea zi dimineața am făcut așa până aici, deci cealaltă jumătate în partea din spate și primele împletituri în față, primele de lângă cărare, adică acestea, așa, înțelegeți voi ideea. Apoi am avut puțină treabă, n-am mai putut lucra, în ziua următoare am fost la ziua lui Noelia. Am fost plecată toată ziua, deci n-am mai făcut nimic, am avut tot părul prins așa într-un coc, mascat cumva să nu se vadă care e părul meu și care e deja împletit, dar a fost super ok și apoi în următoarea zi le-am terminat. De atunci au mai trecut 3 sau 4 zile înainte să filmez finalul și așa arată practic după aproape o săptămână. Cel puțin partea din spate este făcută deja de o săptămână. Tocmai de aceea, pentru că deja îl am de ceva timp împletit, aș putea să vă dau câteva sfaturi. Ce fac eu, nu neapărat zilnic, dar cum întrețin aceste împletituri buhu, pentru că, dat fiind că nu e păr natural și e păr sintetic, vedeți? Se încălcește destul de ușor. Așa că eu în fiecare seară, înainte să mă pun la somn sau dacă este o zi din asta în care stau mai mult prin casă, îl țin împletit, îmi fac 2 codițe. Vă anunț de pe acum că acele 2 codițe sunt foarte grele și de cele mai multe ori le țin efectiv așa pe umeri ca să nu fie atât de greu. Însă lăsat așa liber, nu simți că e greu, e totul ok. Bun, deci îl împletesc și dorm practic cu o eșarfă în cap ca să nu mă mișc foarte mult și să nu apară foarte multe baby hair-uri care ies din împletituri și să nu arate așa messy. Also, în același timp, odată, efectiv am făcut-o astăzi pentru prima dată, am luat șuviță cu șuviță, împletitură cu împletitură și apoi șuviță cu șuviță, uite așa, și cu spumă am trecut așa ușor prin fiecare ca să le dau puțină viață. Sunt gata de mers în Grecia. Și cu asta vreau să spun că cel mai probabil următoarele videouri, dacă reușesc să-l postez pe acesta înainte, vor fi din Grecia, pentru că vom fi plecați mai bine de o lună. Sigur, mai bine. Cel puțin o lună și 2 săptămâni, cam așa, vom sta pe teritoriul grecesc. Așa că cel mai probabil videourile de acum înainte, următoarele câteva videouri vor fi de acolo. Poate vor fi și câteva daily vloguri. N-am mai făcut sau dacă am făcut au fost prea puține și de obicei, după ce fac sau încerc să le fac, mi-e rușine să le postez. Că tentative am mai avut. Dar poate de data aceasta îmi fac curaj. Cam atât pentru azi. Sper din suflet că v-a plăcut acest video și sper că am fost o inspirație pentru voi. Nu uitați că mă găsiți pe social media, Instagram, TikTok, etc. Dar aveți toate link-urile jos în căsuța de descriere. Cam atât pentru azi. Ne vedem data viitoare. Păi! Sigur, ok. Nu se pune problema. Ați băut ceva? Păi, e trăzând ceaiul de dimineață, nu? În afară, da. Ok, în afară. Ok. Ceai, hai că ceai. Să zicem. Cam ce? De obicei, fac ceai de struguri. Așa, un ceai de struguri și...
Ce-ai de struguri? Ce-ai de struguri? What a trudă! Știu eu, câteodată și un ceai de prune. Hai, deci am avut un ceai de... Adică vin și țuic. Nu, ați bătut ceai de struguri, chat. Da, nu se circulă, este închis. După cum vedeți și dumneavoastră, apa circulă pe deasupra. Oprește, oprește, uite pește, uite pește! Mamă, uite atât! Doamne, uite atât era! A trecut din partea... Cum recunoști un pescar pasionat? De ce considerați că tinerii din ziua de azi nu mai fac copii, adică fac după vârsta de 30 de ani? De ce a intrat diavolul în ei? A intrat... rău. Aia și nu mai au... sunt libertini. Nu mai ascultă de părinți, nu mai ascultă de nimica. Și la bătrânelile astea expirate, care deja sunt stafii desfințite și de... Băi, câte un preot din ăsta serios că ar trebui asta să fie stand-up. E același? Da, da. Du-te, mă, asta, e da. Același. What the trudă! Și la bătrânelile astea expirate, care deja sunt stafii desfințite și deja au moaștere mișcătoare și vii, la astea ne-am mai deplasat acasă. Ioi, de capul meu! Te numesc că e tot de la bezii. Bă, ce asta?